De curând și Federația Română de Șah a primit înaltul patronaj al Alteței sale regale. Alteța sa regală, principele consort Radu al României, conferă înaltul său patronaj Federației Române de Șah. Într-un cadru festiv, la Palatul Regal din București, Nicolae Dobre, președintele Federației Naționale de Oină, a fost distins cu Medalia Regală pentru Loialitate, pentru întreaga sa activitate sportivă, pentru profesionalism și pentru promovarea acestui sport în țară și străinătate. Avem multe evenimente prin care încercăm să ținem treaz dincolo de Prut spiritul românesc, la care de asemenea am dat anul acesta în premieră două trofee importante legate de unire, trofeul Ferdinand și trofeul Maria. Așadar, familia regală este foarte legată de Oină și apreciază tot ce se întâmplă atât la nivel național cât și la nivel internațional. În cadrul ceremoniei speciale desfășurată în sala tronului de la Palatul Regal, custodele coroanei au onorat cu înalte distincții reprezentanții armatei, a cărei zi este sărbătorită în fiecare an la data de 25 octombrie, odată cu ziua regelui Mihai. Crucea Casei Regale a României a fost acordată muzicii reprezentative a Ministerului Apărării Naționale. De la venirea Casei Regale în România, de la 1866 până la abdicarea în 1947, există un patrimoniu imens muzical produs de către muzicile militare în relație cu domeniile Casei Regale, în relațiile cu muzicienii armatei și în relație, bineînțeles, cu figurile importante ale Casei Regale. Toți acești importanți lideri ai Casei Regale au primit creații care au fost dedicate și cărora muzicienii le-au făcut o mare faimă. Tot cu crucea Casei Regale a fost răsplătită și brigada 30 gardă Mihai Viteazu, care, la mai bine de un secol și jumătate de la înființare, a fost alături de Casa Majestății sale la toate evenimentele cu înaltă semnificație de stat, precum vizitele oficiale și întâmpinarea oaspeților din străinătate. Totodată a participat la funeraliile regale. Medalia regală pentru loialitate a fost conferită batalionului 33 Vânător de Munte Posada, tot pentru a marca legătura strânsă dintre coroană și armată de-a lungul secolelor. Orașul în care noi ne desfășurăm activitatea este un oraș regal, o bogată istorie în acest sens. Oricând am fost solicitați pentru a realiza o activitate în comun, am răspuns mereu pozitiv. Generalul Corneliu Postu, fost director al Statului Major al Apărării, a fost recompensat cu Ordinul Coroana României în grad de cavaler pentru întreaga sa activitate militară, pentru profesionalismul și devotamentul dovedite în numeroase misiuni în țară și în străinătate, alături de partenerii noștri din NATO, dar și pentru colaborarea cu familia regală în diverse activități publice cu caracter militar, educațional, sportiv și social. Regii pe care i-am avut noi de-a lungul timpului au susținut modernizarea armatei. Faptul că o casă regală este alături de armata sa nu poate să fie decât un lucru bun pentru orice națiune. E un lucru minunat să avem casa regală alături de armată, indiferent de zona în care se manifestă această apropiere a casei regale, că este în activități din teatrele de operații, că este în vizite protocolare în ceea ce privește colaborarea între armata noastră și alte armate, că este legat de cultul eroilor, spre exemplu, că este legat de Invictus, că este legat de familiile militarilor, că este legat de ceea ce înseamnă tinerii pe care noi îi țintim să vină la armată, familia regală, făcând un fel de advertising în sensul acesta, este un lucru foarte bun. Fondatorul mișcării Invictus România, Patrick Luca, a fost decorat cu Medalia Regală pentru Loialitate. Mă simt onorat, în primul rând, că entitatea care a consolidat statul modern român și a făcut România ceea ce este la momentul actual, nelăsând niciun român în afara granițelor țării, a binevoit să-mi acorde acest titlu. Mă simt de asemenea copleșit de mulțumirea față de voluntarii Invictus, în numele cărora primesc această emblemă și care aleargă acum prin toată țara în memoria veteranilor și eroilor de război.
Majestatea sa Margareta, custodele coroanei române, conferă medalia regală pentru loialitate domnului avocat Noel Negrea pentru activitatea sa în cadrul Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei, în calitate de președinte al filialei Mehedinți, în care a adus corectitudine, echilibru și profunzime de-a lungul anilor, sprijinind cu generozitate de fiecare dată evenimentele și activitățile publice ale familiei mele. Pentru contribuția sa la proiectele de instituționalizare a rolului coroanei în România și pentru susținerea publică a valorilor și principiilor regale în țara noastră. Familia regală, dincolo de persoane, familia regală este o instituție fără îndoială că reprezintă cel mai frumos model pe care îl avem astăzi, cel mai curat model de moralitate, de etică, un cod etic în carne și oase este familia regală pentru noi astăzi. Nu există ceva mai emoționant și mai plin de afecțiune decât un moment în care vine o recunoaștere din partea familiei regale pe care de 3 generații în familia asta o servim în mod necondiționat. Cu medalia regală pentru loialitate a fost recompensat și fondatorul celei mai mari companii de tehnologie informației din Republica Moldova, pentru susținerea activităților publice ale familiei regale peste Prut, precum și pentru acțiunile caritabile de sprijinire a tinerilor care studiază în domeniul informaticii. Apreciez foarte mult această recunoaștere pentru că mi-am dăruit energia, viața ultimii 21 de ani pentru tot ce am reușit să facem în Republica Moldova, în Chișinău. Ce a fost complicat, chiar și astăzi înțelegem cât e complicată situația în Republica Moldova. Însă ne bucurăm de rezultate, am investit foarte mult în tânăra generație și mereu ceea ce am făcut, am făcut pentru educație și cred că tânăra generație va aduce un aport și mai mare în dezvoltarea Republicii Moldova. Ordinul Coroana României în grad de cavaler i-a fost conferit ambasadorului Gabriela Dancău, atât pentru cariera sa în serviciul diplomatic al României, în state importante ale lumii, precum și în semn de apreciere pentru felul în care a condus evenimentele publice internaționale ale familiei regale, desfășurate în statele gazdă, și pentru întărirea legăturilor coroanei cu diaspora. Am avut marea bucurie și onoare să cunosc toți membrii casei regale, începând de la regele Mihai I, regina Ana, ulterior Majestatea sa Margareta, Alteța sa Regală, Principele Radu, cu care am avut marea bucurie să-mi întrepătrund armonios, pot să spun, cariera profesională în țări ca Franța, Spania și Italia. Îmi aduc aminte cu mare bucurie și cu foarte mult respect figura regelui Mihai din perioada în care făcea vizite în țările din care urma să obțină sprijin pentru aderarea României la Uniunea Europeană și la NATO. Îmi aduc aminte personalitatea sa marcantă, onestitatea, loialitatea față de țară și în același timp verticalitatea pe care am remarcat-o ca fiind extraordinară. Ca recunoaștere pentru meritele sale excepționale în domeniul artei și culturii, aceeași înaltă distinție i-a fost acordată și cantautorului Nicu Alifantis, la împlinirea vârstei de 70 de ani pentru întreaga sa carieră muzicală. E o onoare deosebită să primesc o astfel de decorație. Nu mi se întâmplă foarte des și recunosc că este cel mai valoros premiu pe care l-am primit până acum de-a lungul carierei mele. Medalia Custodele Coroanei Românei a fost înmânată fondatorului Corului Regal și Cameratei Regale pentru a onora întreaga sa activitate, dar și unui renumit medic din Elveția. Este cunoscut faptul că familia regală din cele mai vechi timpuri a sprijinit artiștii, dar a sprijinit tinerele talente. Și, practic, ce a făcut familia regală în trecut este deja arhicunoscut. Niciodată nu e suficient să vorbim despre asta, dar și mai important este să subliniem faptul că familia regală este o instituție a prezentului și a viitorului. Eu fac parte din generația de artiști tineri
Și să știți că familia regală a României și Casa Majestății sale este înconjurată de foarte mulți tineri din foarte multe domenii, inclusiv din cel artistic. I think she has a big voice. She's a personality and she can use her fame and her also her well-rounded being for helping others who don't have a voice like this or also who are not on the bright side of life of the society. So and I've been following her a bit. She's really busy. So she's doing a lot also for children, for the arts. În cadrul ceremoniei de la Palatul Regal, Majestatea sa Margareta a răsplătit pentru rezultatele la învățătură 8 studenți care învață la universități din București și din Chișinău. Doi dintre ei studiază la Facultatea de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Și, pe lângă rezultatele foarte bune la învățătură, au fost recompensați cu burse regale și pentru implicarea în proiectul de reabilitare a domeniului Peleș. Nu mă așteptam deloc, a fost ca o surpriză. Pentru mine înseamnă că e apreciat efortul meu pe care îl depun. Am ales această facultate pentru că e aproape de natură și noi suntem o parte din natură și trebuie să o apreciem și să o protejăm. Am primit-o în urma unei sesiuni de practică pe care am desfășurat-o la Castelul Peleș și este foarte satisfăcător să ți se recunoască munca pe care ai desfășurat-o acolo. Bursierii din Republica Moldova învață la Universitatea Tehnică și la Universitatea de Stat din Chișinău. Bursa este un suport în dezvoltarea mea academică, pentru care sunt nespus de recunoscător coroanei regale. Am beneficiat de mai multe proiecte, de mai multe susțineri, astfel apreciem mult susținerea Casei Regale a României, învățământului superior din Republica Moldova. Cu siguranță este o intenție a Casei Regale demn de admirat, astfel încât valorile românești încearcă să fie promovate și în Basarabia, iar intenția Casei Regale, într-adevăr, este demnă de admirație și respectul nostru. De-a lungul timpului, familia regală a susținut numeroase proiecte de ordin social, economic și educațional în Basarabia.